Rezumatul schemei cu concesionarea aeroportului. Haideți să le luăm pe puncte, dragi prieteni, am să încerc să explic de a fi rapăr fiecare detaliu. În primul rând, tot ce spune guvernarea la ora actuală, tot ce spune Andrei Spânu și afiliații lui, este un fals și o minciună. În primul și în primul rând, astăzi în spațiu public a apărut o scrisoare care datează din 2023, prin care compania Largardere mulțumește Guvernului Republicii Moldova pentru faptul că îi se oferă oportunitatea și posibilitatea de a investi în Republica Moldova. Cu alte cuvinte, această scrisoare confirmă faptul că o comunicare cu această companie a existat și despre faptul că anume această companie este cea cointeresată, atrasă și convinsă să vină Republica Moldova, există. 2. Domnul Andrei Spânu și cei din PAS s-au tot lăudat prin diverse platouri și prin mai multe titluri de știri despre faptul că au făcut vizite în Franța, în Germania și inclusiv în București, acolo unde compania Largardere are sediu. Să reamintesc tot aici faptul că această companie franceză este vizată într-o cauză la DNA, tocmai pentru o licitație similară, asemănătoare cu cea pe care urmează să o câștige în Republica Moldova, doar că este vorba despre aeroportul Otopeni. 3. Dragi prieteni, Dumneavoastră ați observat că atunci când toată lumea vuiește pe Telegram, mai devreme sau mai târziu acest lucru se confirmă. Ori noi cu dumneavoastră am văzut ieri o vuitură mai ceva ca de obicei. Noi am văzut cu dumneavoastră cum repejor se schimbă caietul de sarcini. Caiet de sarcini care, reamintesc, a fost făcut în strictă concordanță cu parametrii și cu capacitățile, cu caracteristicile care corespund exact cu compania la deci, nu s-a făcut un caiet de sarcini după care s-a căutat o companie, ci invers, s-a găsit compania după care, sau după chipul și asemănarea căreia, s-a făcut această, acest caiet de cerințe publice pentru licitație. Acest caiet de sarcini a fost modificat acum, anume sub aspectul perioadei de desfășurare a licitației. Noi am văzut în mai multe platouri televizate spunându-se că, domnule, nu corespund datele. Păi stați puțin că încă n-a câștigat și voi deja spuneți că a câștigat. Acest lucru este fals. Păi, anume. Anume aici vreau să ajung, dragi prieteni. Atunci când toată lumea vuiește de numele unei companii, înainte ca licitația să aibă loc. Și noi vedem că această companie, și aici, apropo, încă o bifă, vine la Chișinău în vizită și nimeni nu poate nega faptul că aceștia au venit la Chișinău. Exact în ziua în care domnul Vozian, directorul aeroportului, și-a dat demisia. Și el și-a dat demisia tocmai pentru faptul că nu vrea să semneze aceste documente, această licitație, pentru că înțelege foarte clar că cine semnează acela poartă răspundere. Despre asta a vorbit și Vasile costuc și mulți alți blogeri. Poartă răspundere nu cei care stau în spate, ci cei care își asumă cu drept de semnătură această obligație. Ei au fost la Chișinău, ei au fost la aeroport, deși aveau deja toate schițele, aveau toate planurile în fața lor. Au venit la Chișinău ca să vadă ce vor cumpăra imediat. Dragii mei prieteni, noi cu dneastră deja am văzut astăzi în spațiul public faptul că achiziția gazelor din Federația Rusă și contractele care au fost semnate de spânul nu corespund cerințelor legale. Acesta nu era împuternicit legal. Acesta a acționat contrar prevederilor intereselor Republicii Moldova. Asta spune Procuratura. Avem aceste cauze penale care sunt instrumentate de către Procuratură, conform canalului Telegram care au publicat acest lucru. Și vă arăt și aici. Vă asigur că o asemenea investigație va fi și în privința uh, multor altor scheme. Drumul de la Bumbăta, care trece peste Prut, stațiile de peste 200.000 de lei, uh, continuând cu aeroportul, continuând cu reparația blocului energetic 3 de la Termoelectrica, pe care l-a câștigat o companie rusească și care s-a stricat imediat în toiul iernii, atunci când trebuia să fie funcțională și să asigure funcționalitatea. Toate aceste chestiuni vor deveni subiect de știri. Toate aceste chestiuni vor ieși la suprafață. Și până și Maia Sandu s-a implicat să ia apărarea lui spânul. Vă dați seama cât de mare este interesul. Cât de mult se vorbește pe acest subiect. Ori noi știm că lumea nu vorbește în zadar atât de insistent. Lucrurile sunt evidente și atunci când apare sediul de picoca. Și toate aceste chestiuni, coincidențe, date, ore, cifre, informații apar exact în același timp, sincronizate, parcă ar fi vorba de o foaie de parcurs care se urmează. Apare și domnul Poale Lungi, care datează din perioada lui Plahotniu, când renunță la o funcție la CEDO și vine Republica Moldova ca să fie un simplu judecător, renunță la 18.000 de euro la CEDO pentru un salariu de 9.000 de euro, 2.000 de lei, pardon. Toate aceste chestiuni ne dau o întrebare firească, dar de ce nu vedem show cu mascați? De ce nu vedem reținuți? De ce nu vedem talk show-uri largi și aprinse la TV8 și altă presă liberă? Vedem cum fac calculele cei de la TV8 și greșesc în calcule. Deci ei scriu pe hârtie cum calculează și fac greșeli. Despre asta a vorbit astăzi în canalul de Telegram Casa de Nebuni. Ei împart o cifră la alta și scriu un rezultat greșit și vă duc pe dumneavoastră în eroare. Toate aceste chestiuni luate împreună denotă un singur fapt. Avem de face cu o schemă de proporții în ceea ce privește aeroportul internațional Chișinău. Ei inițial spuneau că domnule îl aducem înapoi la stat și astăzi prin scrisoarea pe care a publicat-o bloggerul Lucia Niuk pe blogul său personal, vedem că înainte de aceste declarații publice, ei deja vorbeau cu compania Largardere. Și compania Largardere le mulțumea lor, guvernării Republicii Moldova, pentru deschidere și pentru oportunitatea de investire Republica Moldova. Despre ce fel de licitație vorbim noi? Despre ce fel de transparență vorbim noi? dacă oamenii deja știu foarte exact și mulțumesc pentru faptul că le se oferă această oportunitate. Dacă ar fi atât de păgubos și atât de rău acest aeroport, s-ar mai grăbi, s-ar mai rupe, ar mai răvni oare cineva să vină și să investească în el? Domnul Spunu ne-a făcut pe toți șarlatani. Tot acest scandal în jurul licitației, din punctul meu de vedere, este generat de grupul criminal șor. Evident că ei fac scandal acum și toți șarlatanii de pe grupurile de Telegram care bagă... Eu... Toți suntem plătiți de șor. Ei, vedeți, dragi prieteni, este exact aceeași tehnică ca întotdeauna, aplicarea unei etichete. Toți, domnule, și cei de dreapta, și cei de stânga, toți absolut, și activiștii politici, și activiștii civici, independenți, toți absolut, chiar și cei care se critică unul pe altul, toți absolut, ni s-a pus o etichetă. Oamenii rușilor, oamenii lui Șor, oamenii lui Plahotniuc, oamenii lui Dodon, agenți străini, tot ce vreți, doar pentru a justifica o singură schemă. Aeroportul din Chișinău. Pentru o companie care are sediul într-un cămin, în apartamentul fiicei domnului Poale Lungi, care a fost uh, afiliat perioadei regimului oligarhic a statului capturat Plahotniuc. O licitație care cică este una transparentă, iar în același timp compania favorită despre care tot vorbim scrie scrisori de mulțumiri guvernării PAS înainte să înceapă licitația. Licitații care se desfășoară într-un baza unui cai de sarcini care a fost desenat și creionat în strictă conformitate cu cei ce are, cei ce poate la ora actuală compania la Deci cerințele sunt făcute exact după ei. Companii care face o vizită la aeroportul Chișinău, altele n-au făcut. Exact în ziua în care își dă demisia Fozian. Nimeni nu pleacă din asemenea funcții dulci, bănoase. Toți râvnesc acolo. Un Fozian pleacă tocmai pentru a nu semna acest contract. Și în tot acest tumult, spână mai și critică. Arată cu degetul în adresa procuraturii. Că avem probleme mai importante acum. Nu ne investigați pe noi. Ocupați-vă de alții. Noi acum trebuie să fim aici și să punem mâna pe bani. Dragi prieteni, treziți-vă. Încercați să înțelegeți faptul că ei mereu vor aplica etichete și mereu vor face pe mortul și pe prostul popușoi până în clipa în care vor fi cu mâna pe bani. Ca întotdeauna vă reamintesc că cei ce vorbesc este cenzurat, aceștia raportează de pe 10 și de conturi false despre care am publicat pe canalul meu de Telegram unde vă invit să mă urmăriți. Am deconspirat cel puțin 10 conturi false de pe care ei își distribuie postările lor, de pe care ei raportează conturile incomode, de pe care ei își pun singur lor like-uri și comentarii, conturi false, conturi cu oameni și fotografii care nu există. Și unica posibilitate ca cei ce vorbesc eu să ajungă la mase, să ajungă la oameni și acest scandal să ia amploare și să oprim furtul de lapidarea banului public, este like-ul dumneavoastră și distribuirea dumneavoastră. Pentru că așa funcționează algoritmii de pe Facebook. Dacă mulți oameni pun like, atunci ei vor recomanda acest clip video și vor depăși numărul rapoartelor pe care le fac ei. Dacă, dacă, ei sunt mai mulți din cei care raportează și spun că acest clip video nu este bun, atunci clipul meu va rămâne tot aici. Îl voi vedea eu, dumneavoastră, și un număr restrâns de oameni. Iar schemele vor continua mai departe. Mulțumesc frumos și poate un fi noi șarlatani dar cu siguranță Andrei Spânu ne depășește cu mult. Poate că nu suntem noi cheii de biserică, poate că nu suntem noi cei mai buni și cei mai deștepți, dar cu certitudine știm atunci când prindem hoțul de mână. Ori cel care ne spune nou că suntem șarlatani, este exact în, sta, în situația așa, un zicala, hoțul strigă, prindeți hoțul. Doar că în cazul de față, șarlatanul spune, uitați-vă că acolo sunt șarlatani. Parafrazându-l pe editorialistul Nicolae Federiu de la portalul ziua.media. Mulțumesc frumos, v-am pupat!